preamărit și binecuvântat să fie Domnul. În timpul care ne-a mai rămas la îndemână, dragii mei, pe toți cei prezenți, vă invit să ne apropiem din nou de Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul care a fost citit în dimineața aceasta, în mijlocul nostru. Mi-am adus aminte, stând pe bancă, aici, de faptul că, în urmă cu vreo 4 ani, am mai avut oportunitatea să vorbesc din acest pasaj al Epistolei lui Pavel către Romani, și s-ar putea întâmpla ca unele din lucrurile pe care le voi spune, pe care le voi împărtăși cu dumneavoastră în dimineața aceasta, să le fi spus și atunci. Dacă le voi spune la fel, înseamnă că înțelegerea mea s-a confirmat asupra acestor adevăruri. Aș vrea să vă spun că Epistola către Romani este, după spusele multor cercetători ai Scripturilor, cea mai complexă, mai profundă prezentare a mesajului Evangheliei. Se pare că dintre toate scrierile Noului Testament, niciuna nu a influențat mai mult gândirea creștină decât a făcut-o această epistolă a Apostolului Pavel către Romani. Ea a schimbat de asemenea și multe vieți, transformându-le din vieți risipite în vieți folositoare în lucrarea lui Dumnezeu. Și aș putea să vă dau câteva exemple în sensul acesta, 3 voi da în dimineața aceasta, ele pot fi mai multe exemple. Mai întâi de toate aș vrea să vă spun despre un bărbat care se numea Aurelius Augustin. Un bărbat pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu o capacitate intelectuală deosebită, dar care și-a risipit tinereția într-un mod de viață foarte, foarte nepotrivit. Pe când avea 30-31 de ani, se afla în grădina casei sale, bărbatul acesta auzit o voce în limba latină spunându-i tole lege, ia și citește. Și bărbatul acesta a pus mâna pe Scriptura, a deschis-o și a dat peste pasajul din Romani 13, versetele 13 și 14. N-am să le citesc, dumneavoastră, le puteți verifica acasă, acest verset 13 din Romani 13 descria în tocmai modul lui de viață din vremea aceea. Citind aceste cuvinte, și-a dat seama de starea lui și omul acesta s-a schimbat, a luat hotărâri noi înaintea lui Dumnezeu și în cele din urmă a ajuns să fie o unealtă folositoare în lucrarea lui Dumnezeu, unul dintre cei mai de seamă episcopi pe care i-a avut Africa creștină. Un alt om care a fost atins și transformat de cuvintele Epistolei către Romani este marele reformator Martin Luther, care în tinerețea lui se pregătise sârguincios să devină un călugăr romano-catolic, să îndeplinească toate acele ritualuri, dar atunci când s-a aplecat cu atenție asupra Epistolei către Romani, a dat peste Romani, capitolul 1, versetele 16 și 17. Citind cu atenție aceste cuvinte scrise acolo, el a căpătat o lumină și a căutat să cunoască mai bine aceste lucruri și a ajuns la concluzia că doctrina pentru care el se pregătea să devină un slujitor este o doctrină care s-a bătut mult de la Scriptură și, în realitate, mântuirea omul o capătă prin credință. Omul acesta și-a schimbat viața, și-a schimbat credința, forma de închinare și în cele din urmă a devenit ceea ce creștinătatea îl cunoaște astăzi și anume Marele Reformator. Un bărbat mai apropiat zilelor noastre, care a fost și el atins de Romani și transformat, a fost fratele nostru, Dumitru Cornilescu. La începutul secolului 20, i-a fost pusă pe umeri responsabilitatea de a realiza o nouă traducere pentru credincioșii români a Bibliei și Cornilescu, atunci când a ajuns în Epistola către Romani, se pare în capitolul 3, de la versetul 21 în jos, și-a dat seama de adevărata lui stare, și-a dat seama de adevăratele lui nevoi și atunci s-a întors de la Dumnezeu.
Și a văzut starea, lumina cuvântului din Epistola către Romani, era preot ortodox și totuși era nemântuit. Și atunci a schimbat și a venit la pocăință. A schimbat cursul vieții lui. Aș vrea să vă spun că pe lângă acești trei bărbați, mulți alții de-a lungul secolului au fost atinși, transformați de cuvântul scris de Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel în această minunată epistolă către Romani. De câte ori mă apropii de ea, mă apropii cu sentimentul că intru în ocean în care noi predicatorii înotăm doar pe la suprafață, că nu i-am epuizat sau nu i-am cercetat toate profunzimile. Este o epistolă de o profunzime extraordinară și în dimineața aceasta eu mi-am propus doar să-mi pregătesc câteva unelte pe care să le folosesc apoi cu ajutorul Domnului într-un mesaj următor. Pasajul acesta pe care noi l-am citit, eu nu știu dacă în dimineața aceasta voi putea să-l dezbat așa cum se cuvine. Mă voi opri pe scurt asupra câtorva versete, versetele 1, 2, poate 3, și dacă Domnul ne va ajuta, vom continua explorarea acestui pasaj deosebit de profund și de puternic. Aș vrea să vă spun că în capitolul anterior, capitolul 7, Apostolul Pavel a vorbit foarte mult despre lege. În cele 25 de versete ale capitolului 7 se pare că Pavel a folosit cuvântul lege și sinonimele lui de peste 30 de ori. Apostolul Pavel a vrut să clarifice cum stă treaba cu legea aceasta. Și este bine să înțelegem și noi cum stă treaba cu legea, pentru că de multe ori noi creștini avem despre legea dată de Dumnezeu în vechime o părere foarte nepotrivită, foarte proastă. Pavel spune că legea aceasta este bună pentru că ea îl învață pe om să facă deosebire între lucruri, să facă deosebire între bine și rău. Dar problema legii, spune Pavel, este aceea că legea nu are puterea să ne ajute prea mult în starea în care noi oamenii am ajuns după căderea în păcat. Legea ne arată să facem și ne ajută să facem acea deosebire, dar legea nu ne echipează cu puterea de a primi voia lui Dumnezeu. Am dat peste un cuvânt în acest capitol 7 din Romani, în versetul al 7-lea se spune că păcatul noi nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, zice Pavel, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Vedeți dumneavoastră, legea a pus în lumină ceva în viața noastră, în viața oamenilor care căzuseră în păcat, care trăiau în păcat. Lucruri pe care, în absența legii, oamenii nu îl realizase, nu îl înțelegeau, îl conștientizau. Ca să mă fac mai bine înțeles, am să mă folosesc de un exemplu din viața de zi cu zi, pe care cei ce sunteți părinți îl înțelegeți foarte bine. Un copilaș care are, zicem, un an și jumătate, 2 ani, se mișcă prin casă, trage după el ursulețul sau camionul și se duce la priză. Și e curios să vadă ce e acolo. Și tu, ca părinte, îi spui, nu pune mâna acolo, nu atinge, că e rău. Poate că folosești și alte cuvinte, un pic mai altele decât le-am folosit eu. Te aștepta ca băiețelul acela să înțeleagă că priza este un lucru periculos pentru el. Și te aștepta de aici înainte el să nu se mai apropie de obiectul acela de pe peretele camerei. Dar aș vrea să spun un lucru pe care l-ai observat bine. Spunându-i că nu-i voie să se apropie de locul acela, n-ai făcut altceva decât să stârnești în mintea lui curiozitatea pentru lucrul acela. Și vei vedea că în momentul în care deschizi iarul să citești ceva de acolo, se uită copilul la tine să vadă, îl vezi sau dacă, să nu vezi. Și dacă el vede că ești aprofundat într-o lectură nu foarte folositoare, el se duce la priză și caută acolo să bage un cui sau o șucărie, ce are el pe acolo. Spunându-i să nu facă un anume lucru, tocmai i-ai provocat curiozitatea pentru lucrul respectiv. Și vreau să spun că din câte jucării are în casă,
niciuna dintre ele nu-i va mai trezi aceeași curiozitate ca și priza de care tu, ca părinte, ai spus să nu se apropie. Oarecum în felul acesta a funcționat și legea. Porunca legii era bună. Îți spunea să nu faci asta, să nu faci cealaltă, însă efectul acestei porunci asupra noastră a fost cu totul contrar. Pentru că oamenii au ajuns să facă lucruri care, pe care legea le spunea să nu le facă. În capitolul 8, Pavel va mai adăuga încă un detaliu și ne va spune că legea aceasta a devenit neputincioasă, a devenit fără putere din cauza firii pământești care este în noi. De aceea aș vrea, dragii mei, în această dimineață să lămurim câteva concepte pe care Pavel le folosește în Epistola către Romani. Și dacă vom înțelege bine aceste lucruri, atunci ne va fi facilitat, ușurat procesul înțelegerii adevărurilor din această epistolă. Pavel începe prin a spune, acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Unul din cuvintele care trebuie lămurite este cuvântul osândire. Noi care am crescut în România, care am trecut prin școlile din România, suntem familiarizați oarecum cu cuvântul acesta. Dar tinerii care au crescut aici, copiii care ni s-au născut aici, cuvântul acesta nu stăpânesc foarte bine. Dacă v-aș cere să-l definiți, s-ar putea să puneți semnul egal mulți dintre dumneavoastră între cuvântul osândire și cuvântul acuzație. Aș vrea să vă spun că cele două lucruri sunt diferite. Poate că cel mai bine se vede lucrul acesta în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, în pasajul în care ni se spune că Domnul Iisus învăța pe norod într-o anume zi, și au venit la El cărturarii, fariseii și i-au adus un inculpat. O femeie care fusese prinsă tocmai când călca praglan la grand legea lui Moise. Sigur că nu a fost singură, a fost și un bărbat acolo, dar ăștia au prins-o doar pe ea, probabil că fugea mai încet. Sau poate că bărbatul acela era unul dintre ai lor, cumva. Și-au dus la Domnul Iisus și a spus, învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă tocmai când călca legea lui Moise, flagrant. Nu o să vă spun despre ce lucru era vorba, că nu vreau să stârnesc în mintea nimănui gânduri nepotrivite. Moise ne-a poruncit prin lege să omorâm cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Și Domnul Iisus tăcea și scria pe pământ. La un moment dat, pentru că întrebările lor erau insistente, Domnul Iisus a zis, cine dintre voi nu are nicio vină să ia cel din tâi piatra și să arunce în ea? Apoi și-am văzut de ocupația de mai înainte, adică de scrisul acela pe pământ. Și cei care veniseră cu femeia și o acuzaseră, rostiseră acuzația împotriva ei. Dar atunci când au auzit cuvintele Domnului Iisus, au mai avut încă în ei o brumă de conștiință și pentru că s-au știut și ei vinovați în diferite ipostaze ale vieții lor, au dispărut unul câte unul. De la noi la țară se zicea, câine câinește. Adică nu e mai văzut de acolo. Și când Domnul a rămas cu femeia, s-a ridicat, a privit-o și a întrebat-o, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nu te-a osândit nimeni? De acuzat o acuzaseră toți, dar de osândit iară că, iată că nu o osândise nimeni. Vedeți diferența? Poți să fii acuzat. Pot să fie aduse probe împotriva ta. Asta este doar acuzația. Dacă se dovedesc probele reale, dacă vinovăția ta este stabilită, judecătorul, oricine ar fi el, va decide sentința. Și această sentință înseamnă, de fapt, osândire. Noi oamenii eram osândiți la moarte, pentru că trăiam în păcat. Trăiam în fără de legi, conștient sau inconștient, călcam voia lui Dumnezeu în mod repetat și în fiecare zi.
Dar Dumnezeu a găsit cu cale să se ocupe de problema noastră, să ne vină în ajutor și l-a trimis pe Iisus, pe Fiul Său prea iubit, să trăiască pe pământul pe care noi oamenii l-am umplut de sălnicie și de păcat. Și măcar că a trăit în aceleași condiții ca și noi, măcar că s-a confruntat cu aceleași provocări ca și noi, ispite, Iisus a ieșit întotdeauna asupra lor biruitor și în fiecare zi a trăit o viață sfântă după voia lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Amin. În ciuda acestui fapt, la capătul a 33 de ani și jumătate de viață trăită exemplar pe pământul acesta, oamenii fără de legii au ridicat mâna asupra Lui, l-au osândit la moarte pe nedrept, l-au pus pe o cruce, l-au omorât și apoi l-au așezat într-un mormânt. Dar Scriptura nouă ne spune că Iisus când stătea pe cruce, când era pus pe cruce, El pătimea nu pentru vreo vină de-a Lui, ci pentru păcatele și pentru vinovăția noastră. Și când și-a dat viața pe cruce, și-a dat viața pentru noi și ne-a împăcat pe noi cu Dumnezeu Tatăl. Și vinovăția și osânda care plana asupra noastră, a îndepărtat-o de peste noi. De aceea zice Pavel în această minunată epistolă către Romani, nu este nicio osândire. Însă Pavel face o precizare. Nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Pentru cei care nu sunt în Hristos, osândirea a rămas. Osândirea a fost îndepărtată numai pentru aceia sau numai din dreptul acelora care sunt în Hristos. Expresia aceasta în Hristos, iarăși, este o expresie care trebuiește foarte, foarte bine lămurită, pentru că înțelegerea ei, într-un fel sau într-altul, a generat în istoria creștinismului foarte multe doctrine nebiblice. De bună oară, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, veți găsi o vorbire a Domnului Iisus, în care Domnul Iisus spune ceva despre Tatăl, care este vierul, despre sine, că El este adevărata viță, și despre cei ce sunt în El, care sunt mlădiți. Dacă este cineva în mine, spunea Domnul Iisus, și n-aduce roadă, pe mlădița aceea Tatăl o taie. Despre mlădițele acelea se spune în continuare că ele se usucă, mor, sunt strânse și aruncate în foc. Am fost curios să văd cum explică diferiți comentatori biblici expresia în Hristos, acolo în Evanghelia după Ioan. Am apucat să citesc un comentariu redactat, întocmit de o serie de profesori de la un seminar din Statele Unite, un seminar care se pretinde a fi conservator și cu vederi sănătoase. Când am ajuns cu citirea mea la capitolul, la comentarea capitolului 15, autorul, un mare profesor de teologie, spunea, aici expresia în Hristos nu înseamnă ceea ce expresia aceasta înseamnă în scrierile lui Pavel. Și am fost foarte surprins, am pus să văd de ce el face această deosebire. Să-i văd argumentele. Și când am dat pagina, am văzut că trecuse deja la versetul următor, că n-avea argumente. Numai eu am înțeles despre ce era vorba. Dacă ar fi interpretat corect versetul acela, interpretarea corectă ar fi contravenit cu doctrina la care el aderase. Și când au oamenii de ales între interpretarea corectă și o doctrină la care au aderat cândva, aleg să sacrifice interpretarea de dragul doctrinii. M-am uitat de bună oară de asemenea și în scrierile lui Jean Calvin. Jean Calvin este considerat cel mai mare teolog al Reformei. Și drept este că în scrierile lui el dovedește o putere de pătrundere extraordinară. Un om cu o înțelepciune omenească deosebită, dar și cu un sarcasm pe măsură. Și sarcasmul nu face bine, să știți, în slujirea unui om al lui Dumnezeu. Nu face bine. M-am uitat și am cercetat vrând să văd ce înțelege Calvin prin expresia respectivă. Și Calvin spune că acolo în Ioan 15 expresia în Hristos cuprinde toată creația. Pentru că toată creația, spune Calvin, este în Hristos. Calvin, în paranteză fie spus, este cel mai puternic exponent al doctrinei predestinării. Și dacă el ar fi admis că acolo în Hristos înseamnă un om care l-a primit pe Hristos și l-are pe Hristos în el,
în interpretarea aceasta ar fi contravenit doctrinei lui. Și Calvin zice, toată creația este în Hristos. Și acea expresie în Hristos din Ioan 15 are în vedere toată creația. Însă, în realitate, lucrurile stau foarte diferit, pentru că Ioan, în întâia sa epistolă, în capitolul 5, va spune că lumea zace în cel rău. Creația zace în cel rău din cauza neascultării primilor oameni. Oamenii au ajuns să trăiască în păcat și păcatul lor a ajuns să afecteze întreaga creație. De aceea, creația nu este în Hristos. În Hristos, în cei ce l-au primit pe Hristos, și aș vrea să lămurim bine lucrul acesta. Ce înseamnă a fi în Hristos? Poate că unele lucruri le definim mai bine, le explicăm mai bine, arătând mai întâi ce nu sunt ele sau ce nu înseamnă ele. A fi în Hristos nu înseamnă a fi membru în registrul de membri al unei biserici locale. Eu n-aș vrea să fiu înțeles greșit în dimineața aceasta. Eu sunt adeptul devenirii membru într-o biserică locală. Nu știu dacă sună bine românește treaba asta pe care tocmai am spus. Sunt de părere că un credincios trebuie să devină membru într-o biserică locală. Nu sunt de acord cu acei credincioși care spun, eu nu mă fac membru. Și dacă îl întreb, de ce nu te faci membru într-o biserică locală și dumneata? El spun, este scris în Ieremia 17:13, că-i vai de cei ce sunt scriși pe pământ. Dar vește tu ăla, săraci de ei, nu aici ar trebui să-l aplici. Dar aici îl aplică, pentru că atâta pot ei. A fi membru, a fi în Hristos, nu înseamnă a fi, sau nu se reduce, la a fi membru înscris în registrele unei biserici. În Apocalipsa 22, în Hristos va deschide cartea vieții și va citi numele. El nu se va lua după un registru de membri. Pot să fie în registru de membri scris de foarte multă vreme și totuși să nu fie membru în Hristos. E o realitate tristă. A fi în Hristos nu înseamnă a avea un limbaj biblic neapărat. N-aș vrea să fiu nici aici înțeles greșit. Mântuitorul Iisus, în inegalabilă lui predică de pe munte, a spus către final, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția Tatălui meu. Sunt oameni care folosesc un limbaj foarte evlavios și foarte biblic și care totuși nu sunt copii ai lui Dumnezeu. Totuși, aș vrea să fac o precizare. Între a avea un limbaj de mahala și un limbaj biblic, fără îndoială că este de preferat să ai un limbaj biblic. Pe mine mă întristează și mă irită predicatorii care, vrând să intre în grațiile ascultătorilor lor, folosesc un limbaj trivial, un limbaj de mahala, ca să câștige atenția ascultătorilor lor, imită diferite lucruri la ambonul bisericii, câte unul imită o motocicletă, alte emite sunete ca oala care a uitat-o prea multă vreme pe foc. Alții folosesc niște expresii, niște cuvinte foarte tari. Nu! Este potrivit să vorbim la ambonul bisericii folosind o vorbire duhovnicească. Dar în același timp este foarte important să folosim o vorbire duhovnicească și atunci când vorbim acasă cu soția și cu copiii și cu semenii noștri să vorbim o vorbire sănătoasă, să întrebuințăm o vorbire sănătoasă. Dar vreau să spun, dacă cineva are o vorbire biblică, nu este cea mai puternică dovadă că omul acela este și în Hristos. Și în Hristos. Oare nu sunt atât de mulți preoți în vremea aceasta, în diferite denominațiuni, care duminica vorbesc foarte biblic, dar în timpul săptămânii li s-au adus tot felul de acuzații? Ba da. A fi în Hristos nu înseamnă nici măcar a practica diferite ritualuri cu caracter religios. Venise, și folosesc un exemplu din Biblie de data aceasta, venise la Ierusalim un famen etiopian să se închine.
și sunt încredințate și Scriptura nu spune explicit lucrul acesta, că faraonul etiopian a făcut la templu tot ce trebuia făcut. Pentru că n-a venit de la mii de kilometri de depărtare în condițiile călătorilor de atunci ca să împlinească doar ceva de suprafață. El a făcut tot ce trebuia făcut acolo la templu și când s-a întors spre casă, încă avea nelămurit din mintea lui. Avea sentimentul că a făcut ce trebuia făcut, dar nu s-a schimbat nimic în viața lui. Schimbarea avea să vină după ce i-a fost prezentat Hristos și s-a întâlnit cu Hristos și și-a exprimat credința în Hristos. Când a intrat în legământ cu Hristos, abia după aceea el și-a continuat drumul spre casă plin de bucurie. A fi în Hristos înseamnă, mai întâi de toate, lumina cuvântului pe care l-am citit din Romani 8, a trăi după îndemnurile Duhului. Când Pavel scrie aceste cuvinte, nu este nicio sândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Îmi imaginez că în momentele acelea Duhului Dumnezeu l-a inspirat pe Pavel să adauge o explicație, pentru ca să nu lase loc la interpretări. Și Pavel adaugă sub această inspirație, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. A fi în Hristos înseamnă a fi o făptură nouă, va spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iată că cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut în noi. Omul care este în Hristos trăiește după îndemnurile Duhului și nu după îndemnurile firii. Asta este dovada la exterior a stării pe care el, a poziției pe care el a dobândit-o prin credință înaintea lui Dumnezeu. El este prin credință așezat în Hristos, și realitatea aceasta spirituală se va dovedi în viața de zi cu zi prin trăirea lui. Se va vedea că omul acela nu mai trăiește după îndemnurile firii pământești așa cum trăiesc semenii lui, cum a trăit și el înainte de a cunoaște pe Hristos, ci de aici înainte el trăiește după îndemnurile Duhului. De fapt, pasajul acesta este un fel de avertisment pentru creștini. Pentru că dacă n-ar exista pericolul ca unii creștini să trăiască și după îndemnurile Duhului, eu cred că Pavel n-ar fi inclus cuvintele acestea aici. Dar pentru că pericolul acesta există și pândește pe mulți creștini și mai cu seamă pe creștinii viacului 21, pericolul de a trăi după îndemnurile firii pământești și a purta numele de creștin, îi pândește pe cei din vremea noastră și ne pândește și pe noi. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți. Știți ceva? În călătoriile mele cu mașina am parcurs și drumuri pe munți și am parcurs și drumuri la câmpie. Am întâlnit un panou pe care l-ați întâlnit și mulți dintre dumneavoastră. Atenție, căderi de pietre. Unde credeți că am întâlnit panoul ăsta? La câmpie sau la munte? Negreșit, l-am întâlnit numai la munte. Pentru că la câmpie nu te întâlnești niciodată cu pericolul ăsta. Oricât de multe panouri de felul acesta ar avea municipalitatea unui oraș de la câmpie, nu va pune pe șosele de la câmpie un panou cu mesajul atenție căderi de pietre. Pentru că pericolul ăsta acolo nu există. Pericolul ăsta există numai la munte, unde e posibil când treci pe lângă un perete de stâncă să te pomenești cu un cadou așa. De aceea, dragii mei, faptul că acest cuvânt de avertisment este scris aici dovedește clar că există pericolul ca un credincios, dacă nu este atent, să ajungă să fie călăuzit sau să trăiască după îndemnurile firii pământești. Și Pavel spune, aveți grijă creștinilor. Dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, nu puteți fi plăcuți lui Dumnezeu. Dacă vreți să fiți plăcuți lui Dumnezeu, dacă vreți să aveți viață și pace, umblați călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Umblați după îndemnurile Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt vă îndeamnă să căutați lucruri care au preț înaintea lui Dumnezeu. Și este spre binele nostru. S-ar cuveni să fim mulțumitori lui Dumnezeu că ne-a dat acest ajutor prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră. În versetul al doilea, Pavel vorbește despre legea Duhului de viață în Hristos Iisus și spune că legea aceasta l-a izbăvit de legea păcatului și a morții.
Iată, în acest verset 2, Pavel menționează două legi care acționează contradictoriu asupra noastră. În capitolul de dinainte, Pavel vorbise despre o anume lege pe care a descoperit-o în mădularele lui, zice el în versetul 23. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O lege a păcatului și a morții pe care Pavel a descoperit-o și pe care mulți oameni o descoperă atunci când doresc să trăiască neprihănire, o simt ca o împotrivire în mădularele lor. Legea aceasta, spune Pavel, este legea păcatului și a morții. Și oamenii n-au puterea prin ei înșiși să iasă biruitori asupra acestei legi. Și pentru ca să o poată birui, Dumnezeu a avut bunăvoința să le pună la îndemână o lege nouă. Legea Duhului de viață. Și Pavel declară aici un adevăr extraordinar. Frații mei, această lege a Duhului de viață ne izbăvește de legea din dâi, pe care noi nu puteam birui prin puterile noastre. Să mă explic puțin, ca să fiu bineînțeles. În a doua jumătate a secolului XVIII, foarte mulți oameni de știință au ajuns să studieze atmosfera, aerul. Savantul italian Policelli a descoperit și a dovedit în sfârșit că aerul are greutate. Lucru pe care cei mai mulți dinaintea lui, trăitori, nu știuseră, îl contestaseră. Mă rog, acum savantul ăsta a descoperit greutatea aerului și a și dovedit-o științific. Pe baza acestei descoperiri au venit mulți oameni în lumea științei și au spus: este imposibil ca omul să zboare vreodată. Pentru că orice obiect care este mai greu decât aerul nu va putea niciodată să zboare. S-au bazat și pe legea descoperită de Newton, legea gravitației. Un obiect pe care îl lași din mână, o pornește în jos, nu stă în aer. Legea gravitației a existat întotdeauna, de când a existat Pământul. Dar Newton a descoperit-o și a explicat. Și oamenii de știință au spus, nu există. Legea gravitației este așa de puternică încât nu va putea fi niciodată biruită încât omul să poată zbura obiecte mai grele decât aia. Au trecut de atunci un secol și jumătate și primele avioane mult mai grele decât aerul deja se desprindeau de pe Pământ și începeau să zboare. Noi când plecăm acum în România, zburăm cu niște avioane extraordinar de grele. Nu știu precis ce greutate au, dar e vorba de zeci de tone. Numai valizele noastre, încărcate cu cadouri, cât atârnă în avioanele acelea. Negreșit, sunt mai grele decât aerul. Dar totuși, ele zboară. Și ajung la 13.000 de kilometri, la 13.000 de metri înălțime și parcurg distanțe de mii de kilometri cu un plin de carburant. Legea gravitației pe care oamenii de știință din secolul al XVIII-lea au invocat-o și au făcut declarații categorice, iată că a fost biruită. Pentru că Dumnezeu a îngăduit să fie descoperite alte legi, a căror aplicare au dus la biruirea legii gravitației și de aceea avioanele zboară. În plan spiritual, în noi exista și funcționa o lege care ne determina mereu și mereu să fim înclinați către ceea ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, a pus în noi legea Duhului de viață în Hristos și prin Hristos ne-a făcut în stare să biruim această lege. Astăzi, noi trăim prin Hristos și îl binecuvântăm pentru lucrul acesta. Noi n-am fi putut să ieșim biruitori asupra păcatului din mădularele noastre niciodată. Vedeți, gânditorii greci s-au plecat și ei asupra ființei umane și au încercat să înțeleagă toate manifestările, trăirile. Și au ajuns grecii la concluzia că omul are două părți, o parte duhovnicească și o parte materială, trupul. Și au spus grecii, cu câteva viacuri înainte de a se naște Domnul Iisus în lumea noastră, că trupul acesta de carne este o temniță pentru sufletul omului. Că eliberarea sufletului omenesc vine doar în momentul în care omul moare și sufletul este eliberat din temnița aceasta a trupului.
Mulți gânditori creștini au preluat ideile gânditorilor, filozofilor greci, dar Biblia nu subscrie la aceste lucruri. Apostolul Pavel va spune că trupul nostru este templul al Duhului Sfânt, că Dumnezeu este interesat și de sufletul nostru, dar și de trupul nostru. De aceea a spune că Dumnezeu se uită numai la inima ta, stare liniștit, poți să te împopoțunezi cum vrei, să te îmbraci cum vrei, nu-i pasă lui Dumnezeu. Da, vreme, inima ta este pentru Dumnezeu, totul e rezolvat. Nu e așa. Pentru că și trupul nostru trebuie să reflecte slava lui Dumnezeu. Amin. Și trupul nostru trebuie să respecte principiile lui Dumnezeu. Și nu putem să trăim cum vrem noi. Și Pavel, aici, în acest pasaj, lansează un avertisment creștinilor. Voi aveți de făcut o alegere. Asupra voastră se exercită două puteri, două influențe. Îndemnurile Duhului Sfânt și îndemnurile firii pământești. Și îndemnurile firii pământești, să știți că nu s-au încheiat atunci când am pășit în apa botezului. Cineva cândva a spus foarte frumos că deși faraon și armata lui au pierit în Marea Roșie, Egiptul n-a ieșit cu totul din inima, din cugetul poporului lui Dumnezeu. Pentru că multă vreme după aceea, încă toți se mai gândeau la castraveți, la ceapă, la praj din Egipt. Vedeți, când demnurile firii pământești, ele se manifestă asupra noastră chiar și după ce am pășit în apa botezului. Chiar și după ce am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, firea pământească încearcă să recâștige poziția de autoritate, de control asupra noastră. Poziție pe care a avut-o înainte, pe care a pierdut-o când noi ne-am întors la Hristos. Și acum firea pământească nu mai are nicio autoritate asupra noastră. Dar ea o pretinde, ea o declară. Însă noi nu trebuie să o credem. Zice Pavel, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Suntem liberi de această legătură. Avem de făcut o alegere. În viața noastră, în permanență, se manifestă îndemnuri din două părți diferite, dar contrare. Îndemnurile firii pământești și îndemnurile Duhului lui Dumnezeu. Alegerea este a ta de care asculți. Însă vreau să spun un lucru. Îl spunea fratele păstor Levi Marian aici. Dacă alegerea este a noastră și putem noi să o determinăm, consecințele nu le mai putem alege. Ele vin la pachet, spunea fratele Levi. Și cred că vi-l amintiți foarte bine. Să fiu un pic mai practic după ce cred că v-am plictisit pe unii dintre dumneavoastră. Îndemnurile Duhului și îndemnurile firii pământești. E duminică dimineață. Ceasul sună și se pare că te deranjează. În fiecare zi din săptămână te-ai bucurat că te-a trezit să mergi la lucru să-ți câștigi pâinea, să nu ajungi târziu, să te pună la poartă. Dar duminică dimineața când sună nu te mai bucuri așa tare, că ai vrea să mai furi un ceas de somn. În momentele alea, firea pământească zice a avut o săptămână grea. Nu ești programat la ora de rugăciune, nu ești la cântare. Ai avea meritul, ai avea dreptul la o jumătate de ceas de somn. Mai stai un pic, mai dormi un pic. Lui Dumnezeu vine și spune, se adună frații la rugăciune. Și înainte de a se aduna frații în casa Domnului, acolo este prezent Dumnezeu. Ridică-te și du-te. Jumătatea aceea de somn pe care vrei să o furi, nu te va face pe tine mai altfel. Dar o jumătate de ceas în plus în casa lui Dumnezeu s-ar putea să-ți fie de folos. Vino! Și acum depinde de tine de care asculți. Firea îți va spune din nou, știi, la rugăciune este fratele cu tare și fratele cu tare. Doi frați care în simplitatea lor doresc să ducă aceleași îndemnuri la rugăciune. I-am auzit. De nu știu câte ori i-au auzit și cam tot la fel au spus. Foarte rar se întâmplă să mai varieze îndemnurile la rugăciune. Nu te duc. Duhul zice, du-te totuși. Tu de care asculți? Ajungi până la urmă în casa lui Dumnezeu. Să zicem că ajungi la tine. Te rogi. În timp ce ești pe genunchi, Duhul Sfânt îți aduce aminte că ești în prezența lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt îți spune, deschide-ți inima.
Vorbește lui Dumnezeu, spune-i povara ta. Nu pleca înapoi cu ea acasă. E aici și lângă tine, ți este binevoitor. Firea pământească, să duci aminte că azi dimineață când se bucă cafeaua, ai lăsat laptele pe contoar. Nu le-ai pus în frigider. Până ajungi la 12 acasă, strică. Ce faci? Mai cumperi o pungă iar? Sau alte lucruri de felul acesta, din aceeași categorie, de aceeași valoare. Trece ora de rugăciune. Vine un frate la amvon, eu sau altul, citește un cuvânt, se pare că acel cuvânt bate apropo la tine. Fratele știe ceva, are ceva cu mine. Și gândul te încearcă să respingi cuvântul acela care a fost citit din Cartea Sfântă. Dumnezeu zice, omule bun, primește. E pentru îndreptarea ta. E pentru ridicarea ta. Primește. Nu ieși afară. Nu sta în hol când se vorbește din cuvântul lui Dumnezeu. Nu te du la toaletă la 10 și 5 și vii la 12 fără 10. Lasă loc și la alții, că poate au și alții nevoitori. Vin aici când se predică. Ascultă cuvântul. Se cântă o cântare. Unul cântat în si bemol, altul în la major. Acum eu nu mă duce la muzică deloc. Dar doar așa un exemplu banal. Și te potignești pentru că nu ți-a plăcut ție cântarea. Nu a fost pusă virgula la locul ei. Ritmul cântării, parcă nu, au și modificat-o. Duhul Sfânt îți spune, bucură-te de ceea ce a fost bun în cântarea aceea. Când albina vine să culeagă de prin flori, ea nu pleacă de acolo cu floarea întreagă spre stup. Fratele Gabi vă poate confirma. Ea ia din floarea aceea ce este de folos. Duhul Sfânt spune, este ceva, o binecuvântare, în cântarea aceea, în poezia aceea, în predica aceea. Este ceva în părtășia aceea. Duhul Sfânt te va învăța să fii darnic, să te gândești la nevoile semenilor tăi. Firea pământească îți va spune că trăiești într-o țară cu multe oportunități, în România nu le-ai avut, aici le ai, de ce să pună mâna alții pe ele? Însușește-ți-le tu. Firea pământească te va îndemna să-ți apere drepturile. Cineva ți-a făcut o nedreptate. Drepturile tale au fost călcate în picioare. Firea pământească te învață că ai drepturi, tu să le aperi. Că dacă nu ți le aperi, mâine vor fi călcate și altele. Și vei merge din rău mai rău. Duhul Sfânt spune, fii un om al păcii. Iartă, acoperă. A vorbit cineva despre tine nepotrivit. Firea pământească îți va spune, știi și tu ceva despre tine. Dar nu poți să deschizi gura, dar de ce să taci? Duhul Sfânt spune, taci și rabdă, că și Hristos a răbdat. Sunt atât de multe lucruri practice în care se văd îndemnurile care vin, dintr-o parte și dintr-alta. Dar îți pun întrebarea, de care asculți? Pentru că ascultând de îndemnul de firii pământești, tu îți vei apăra drepturile, toți te vor ști, îți vor ști de frică, nu se va mai lua nimeni de tine, tu vei izbândi, vei avea ceați n-au. Însă problema este că, umblând după lucrurile firii pământești, vrând nevrând ajungi la capătul călătoriei. Și la capătul călătoriei, plata este moarte. Umblând însă după lucrurile Duhului Sfânt, s-ar putea câteodată să pierzi. S-ar putea să fie arătat cu degetul pe nedrept. S-ar putea să se calce drepturile în picioare. S-ar putea să fii considerat de către cei din jurul tău om fără coloană vertebrală. Sau cine știe câte alte epitete mai au ei despre noi. Dar așa să spun. Umblând călăuzit de îndemnurile Duhului Sfânt, vei ajunge să te asemeni tot mai mult cu Domnul Iisus. Și te vei întâlni cu El la capătul alergării pe pământ. Oare nu-i bine asta? Doamne, ajută-ne pe toți asta. Aș vrea să vă spun că cei ce umblă după îndemnurile sau călăuziți de îndemnurile Duhului Sfânt vor avea parte de înviere cu Iisus. Vor fi pe El o veșnicie. Și veți vedea atunci că s-a meritat să renunțăm la multe din drepturile noastre. Doamne, binecuvântează-ne cu puterea de a împlini și de a asculta de îndemnul de Duhului Tău. Amin.